Ianis, în fața ultimului meci de pe teren propriu din acest sezon, cum crezi că o să fie duelul cu Cluj? Întrebăm un adversar foarte bun. Noi sperăm să încheiem sezonul un rezultat pozitiv. Sperăm să reușim să facem acest lucru, pentru că va fi un lucru extraordinar să terminăm pe primul loc în play-out. Dar cu un rezultat bun și un joc prost, nu putem să tragem foarte multe concluzii, ci trebuie să avem un joc bun, fiind un joc fără presiune. Și noi și plus de salvați matematic, nu există niciun fel de presiune din punctul meu de vedere pentru jucătorii mei. Trebuie să muncim, să jucăm bine, pentru că este un moment de reorganizare pentru sezonul viitor și fiecare jucător trebuie să dea maxim pentru el în primul rând. E o întâlnire între două echipe de tradiție, un meci. Da, din păcate este în play-out. Era bine să fi fost în play-off și noi și am fost aproape. Din păcate, niciuna dintre aceste două echipe de tradiție nu a reușit să obțină accesul în play-off. Să sperăm că în curând ambele echipe vor fi în prima ligă. Spuneai că e și o șansă să vezi la lucru toți jucătorii din nou. Da, am și câțiva jucători accidentați. Unii nu vor face parte din lot. Alți jucători care au jucat mai puțin, probabil vor fi folosiți în aceste ultime două partide și cred eu că până la urmă contează să oferim un meci bun, pentru că importanța, așa cum am spus, este egală cu zero din punct de vedere al plasamentului în acest moment. Se spune că ultima impresie contează. Suporterii spuneau că îi doresc o victorie, mai ales că meciul va fi și transmis în direct. Da, nu e ultima impresie. Ultima impresie o să fie la Panturi. Este ultima impresie de pe teren propriu și noi suntem pregătiți ca să facem un joc bun, să câștigăm. E clar că fiecare meci a fost abordat și îl abordăm de maniera asta pentru a câștiga. La fel și sâmbătă împotriva Clujului.